Așa, decât învățător. Restul mai fi decât că la ranel face învățător. Care îl știm cât este? Da. Cât este rău? 7 ori 9 ori 8 ori 4. Adică 2016. Deci, nu egal cu 2016. Așadar, avem relația încă o dată. A egal cu 2016 ori câtul care este restul supra 4 plus restul. Și trebuie să-l găsim pe A ca fiind cel mai mare număr cu calitatea asta. Și cel mai mic. Cel mai mic. Deci A egal cel mai mare și A egal cu cel mai mic. Păi ca să fie cel mai mare, restul îl luăm 2000, ar fi 2015. Mai că 2015 nu se poate la 4. Așa că cel mai mare ar fi restul 2012, pentru că acesta se împarte la 4. Pentru că 2014 nu se împarte, 2013 nu se împarte, 2012 este cel mai mare rest cu putință care se împarte la 4. Deci, tu aici urmărești despre faptul că am IR supra 4 și te întrebi care ar fi cel mai mare rest cu putință. Cel mai mare rest cu putință care e împărțit la 4. 2016 cu siguranță. 2015 nu este. Așa. 2014 nu se împarte. 2013 nu. 2012 este cel mai mare care se împarte. Că de 4 că 2015 se împarte la 4. De 4. Că de 2016. Da, 2016 nu putem să... Dar 2016 nu e, nu? Adică nu putem să punem care este. Nu. Pe 2016 nu este mai mic. Cu 2016. 4 din 2016. De ce? Pentru că 2016 sunt 4 din 4. Și îmi ține maestru. Variantă mai simplu decât să... Deci ce spune el? Spune următorul lucru, că... Putem scădem direct 4 din 2016 ca să obținem maestru. 4 din 2016. Și 2016 sunt 4 din 4. Și, în condițiile astea, dar tu pe rest nu-l poți lua 2016, da? Și ea a spus, mă duc înapoi până la 2012, care are șansă să fie. Și tu te întreba de ce să muncești, câte 1, câte 2, câte 3, dar e și cu raționamentul ei. Nu poți fi împotriva 2012. Da? Cel mai mare cu putință număr ar fi când el egal cu 2012, da? Da. 2012. Pentru că atunci ar arăta așa. 2016 ori. Ziua. Deci A este egal cu 2016 ori 2012 supra 4 plus 2012. 2012. Deci A este egal cu 2016 ori 503 plus 2012. 503 plus 2012. Nu e calculul în sine important. Important este că ăsta va fi numărul. Da? Iar pentru A, ăsta e cel mai mare. Cel mare. Nu e cel mai mic. Mare. Iar cel pentru mai mic. Cel mai mic, restul egal cu 4. A, egal, restul să fie 4, că 4 împărțit la 4 face 1. Da. Da? Deci, varianta A1 și A2 cel mai mic. A este egal cu 2016 ori 1 plus 2012. Putem plus, să plus, 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 2000, plus 4. Plus 4. Plus 4. Da. Așa. Plus 4. Adică 2020. 2020, nu? Da. 20. Unde ne poate trebuie? Și pără că nu înțelegem în intimitate. Deci,
spune așa. Găsiți pe cel mai mare sau cel mai mic număr natural diferit de 0, așa încât, diferit de 0, așa încât împărțit la n, deci te obligă să-l calculezi pe n, n-am calculat mai înainte 2016, să-ți dea un cât care să fie o pătrime din rest. Câtul să fie o pătrime din rest. Și eu am înțeles că sunt greșit, a intervenit bine Daria, câtul este o pătrime din rest. Deci restul lași de bază și câtul este restul pe patru. Restul pe patru. Și acum este momentul frumos în problemă. Pentru că R pe 4 ăsta trebuie să fie și el număr natural. Deci ăsta e momentul frumos. Iar despre R, că-i mai mic decât 2016, este bătut în cui. Acum, ce R să pun eu cel mai mare cu putință să se apropie de 2016, prima, ultima dată că se bate la la cât? La 4. La 4. Și apoi și din cel mai mic număr care să îl împărțim. Exact. Deci, asupra lui A, cel mai mare și cel mai mic, bate râul cel mai mare și cel mai mic. Deci râul să fie multiplu de 4. Da, în funcție de râul. Deci râul de 4, asta s-a spus, să fie număr natural. Râul de 4 să fie număr natural. Adică râul să fie de tipul 4 ori K. A 4 ori ca, multiplu de 4. Lucrul acesta înseamnă pentru ca A minim și A maxim, de fapt R minim și R maxim. Și dacă ne trebuie să facem pe R din mijloc, adică cel mic care nu e nici mare, nu e nici mic. 2016 împărțit la 2, care ne-a dat 1008 minus 1008, care se împărțit la 4. Deci ar fi fost media, ai fi spus tu, nu? Nu, cel din mijloc. Păi da, da, 1008 ar fi fost. Dacă vrei să-l aflăm pe cel din mijloc. Cel din mijloc cu cui? Dintre 4 și 2016. Care s-ar care putea fi rest? 2012, cred. Dintre 2012 și 2004 și 2012, cel care să-ți furnizeze, dar trebuie format altfel cu problema. Că aici cu cel din mijloc, uneori nu există mijlocul. Exact. Ca termen. Dacă ei sunt un număr par, n-am mijloc. Numai dacă sunt într-un număr impar, vorbesc de mijloc. Deci dacă constatăm că nu, n-aș putea să... Nu prea să dau așa cu mijloc. Nu pot formula problema cu mijlocul șirului de termen care apare din urma faptul că R crește de la multiplul de 4, dar aici formularea merge foarte bine ca autorul când a zis că R multiplul de 4 ca și vreau A cel mai mic echivale cu R egal 4 ca cel mai mic. Și aici K-ul este obligatoriu 1. Și atunci R egal cu 4. Iar cel mai mare, A cel mai mare, echivalent cu R egal cu 4 K. Cel mai mare. Dar R în același timp era mai mic decât 12, țineți bine, decât 2012. Decât 2016. Și atunci, K-ul acela este, mă rog, un număr care duce la 2012. Da? 4 ori, nu știu cât facă 2012. Deci, acționament este perfect, dar redactarea trebuie să o fi văzută Daria. Și cuvinte. La un moment dat, când vă aflați într-un subiect... Da, trebuie să spunem și cuvinte. Ca această relație să fie corectă, înseamnă că pe 4 trebuie să fie număr natural. Și înseamnă că R trebuie să fie multiplu de 4 sau împărțirea se face exact la 4 și cel mai mare cu putință mai mic decât 12, decât 2016 am, e 2012 care face treaba asta, iar cel mai mic R este R egal cu 4.
Și cu, în cuvinte scriind asta, înseamnă că le-ai convins. Da? Deci ne-am dus pe problemă frumos. Cu ce ne alegem la subiectul ăsta? La pompa și la punctul B. Pentru noi, la de la A. Observația. Observația noastră a fost că, deci l-am scris, am scris 36. Deci cu observația că atunci când aveți puteri mari și greu de calculat, trecem la calculul pe care îl știm, o operație cu puteri de ușură. Că doar nu întâmplător au fost puse la punct toate lucrurile acestea în urmă. Pentru a ușura calculul în sine, operațiile cu puteri ne oferă o șansă. De aceea lucrăm acolo, spatele în factor comun, facem ce facem, încât în final, la M minus N, trebuia să ajungem noi. Da? Fără să calculăm neapărat pe mușină. De data asta, și calculul în sine ne-a condus rapid la... la și la B, faptul că... Subiectul care? 2. A, la B, la B. Faptul că l-am scris pe câtul ca fiind L pe 4 și apoi ne-am dat seama că de la rest ne dăm seama care e cel mai mare și cel mai mic. Deci teorema împărțirii cu rest a fost aici. Teorema împărțirii cu rest. Observația că restul e mai mic decât împărțitorul. Important. Și că traducem ce spune el acolo, în loc de cât punem restul pe factor, ca așa le spune el. Primim, și... mai facem. Da. E în armonă. Pătratul, subiectul numărul 2, tot la suprema. Pătratul unui număr natural N mare. Pătratul unui număr natural N mare de două cifre, este un număr natural de trei cifre, care are cifra zecilor, dată de suma dintre cifra unităților și cea sută. Deci, pătratul unui număr natural e mare. Pătratul adică e mare la pătrat. Da. Nu? Sau cum înțeleg. De două cifre. De două cifre. A, B. La pătrat. Da. Este un număr natural de trei cifre. A, B, C. Este un număr natural A, B, C. De trei cifre. De trei cifre. Deci este un număr natural de trei cifre, care are cifra zecilor, dată de suma. O secundă. Aia era de cifra la M, N, P. Ca să faci legătura cu așa de... Da. Deci, pătratul unui număr natural N de două cifre, este un număr natural de trei cifre, care are cifra zecilor, dată de suma dintre cifra unităților și cea a sutelor. Da. Deci dacă nu citești, deci vedeam această problemă, nu da, citești. Deci, vedeți, de câte ori trebuie să o citești. Mai citim o dată. Mi-a fost și lista asta, atenția. Da, pentru că au uitat fetele, da. Da, pe timpul lor. Deci, pătratul, numai să înțelegem asta, măcar, domnul. Da. Pătratul unui număr natural N mare, de două cifre, este un număr natural de trei cifre, care are cifra zecilor, dată de suma, dintre cifra unităților și cea a sutelor. Da. Deci informația este că... Deci N egal cu M plus F. Uite cum scrie domnul profesor acolo. Da. De unde P? Păi uite, M, N și P. Trei cifre. Pătratul este un număr din trei cifre, în care cifra zecilor N este suma dintre cifra sutelor, cifra unităților. Deci, practic, relația pe care o avem este asta. AB la pătrat, hai să scriu și noi. AB, totul la pătrat, egal cu M, N, P. Și adăugăm că N este egal cu M plus P. Adăugăm de sub că N egal cu M. Să nu putem scrie M... Sunt cifre. Sigur că da. Da. Și trebuie să fie ceva la a doua acest număr. Da. Păi, M, M, P, P. Așa. M, P, P. Nu pot să nu greșesc. Eu tocmai... Adică, nu pot să nu greșesc. De date? Da. Da, zi. 121, da. 121, 11 la pătrat. Da, 11 la pătrat. M egal 1, P egal 1, M plus P, 2. 121. Iată, ea vine cu un răspuns rapid. 11 la a doua, egal cu 121,
că nu ne spune cam și bese sunt distincte. Spune autorul. Spune cam și bese. Nu, nu, nu. Deci arătați că cifra suntelor este egală cu cifra unităților. Este la 3 puncte, uitați. Da? Da, arătați că cifra suntelor egală cu cifra unităților. Asta înseamnă că este singurul răspuns. Da, bine, l-ai ghicit, hai să spunem. Nu l-am ghicit. Era și primul pătrat pe felul. M-am gândit, la 100 mai era. Da. M-am gândit pătrat perfect. Nu m-am gândit la celălalt. M-am gândit la 11 la a doua. E din 3 cifre. 121 plus 1 fac 2. Da, dar uitați la B. Determinat toate numele naturale N cu proprietatea din N. Nu este singura. Nu, asta este singura. Dar nu știu, unde știi? Suntem pe timpul lor. Gata. Acea tehnică. Mai gândiți mâine. Mai gândim mâine, reluăm exercițiul. Dar, oricum, Daria este important că te-ai dus pe un exemplu, ți-am intermit chestia asta, face treaba asta. Și dacă ar fi, ar fi 242, dar nu se identifică așa celălalt. Cine sau 300, sau 363, sau 400. Ia, se gândește la 363, vedeți de să gândește cifra aici, o să fie... Sau 484 și atât. Pentru că de la 500, dacă luăm de la 500 și ceva în sus, nu e bun, pentru că dă 5, 0, 5, 5 plus 5 fac 10. Ba da, 10 asta, pentru că trebuie să fie, să fie același mâșipul trebuie să fie același. Mâșipul trebuie să fie același și el trebuie să fie sumă. Aia prin 242, 363 și 481. Dar nu spune că nu e egal cu bă. Nu spune că nu e egal cu bă. Trebuie să arătăm cu cifra suturilor și ca unităților. Păi trebuie să arătăm? Dar să nu-i sună același. Nu, s-a întâmplat în modelul tău. Dar ca să arătăm, nu iei tu la bun început așa. Păi și dacă punești pe la patran? Da, asta e problema. Și trebuie și un raționament aici, domnule profesor. Deci mâine am reluat. Nu e așa. Ca să nu ne bată clasa 8-a. Hai, la revedere, nu mai facem sinteză. Asta, olimpiadă. Deci, la revedere.